apropiații Alexandrei Goghe s-au despărțit astăzi cu greu de eleva care și-a găsit sfârșitul cu un an înaintea majoratului. Transportat de o mașină încărcată de coroane de flori, trupul neînsuflețit al adolescentei a fost dus la cimitir. În urma sicriului, pe lângă membrii familiei, au mers multe colege și prietene din copilărie. De când s-a angajat, nu prea ne mai întâlneam, nu prea mai vorbeam, nu mă mai suna. Își făcuse un alt cer de prieteni? Probabil, nu știu sigur. Era comunicativ înainte, adică în ultimele luni nu prea mai comunica. Și o mai întrebam, dar nu vorbea despre viața ei personală. Când ați aflat, cum ați am încercat să sunăm, eu i-am spus ei că eu am aflat prima, i-am să o sune, a sunat și atunci a aflat și ea de la verișoara ei, nu? Da, am stat pe verișoara ei și a zis că a dispărut, nu știe nimeni nimic de ea. Și ați încercat să o sunați la telefon? Da. Da. Și suna telefonul, ți-a era închis? A răspuns unchiul ei și m-a întrebat când am vorbit ultima dată cu ea. Era închisă în ea, nu ne povestea nimic. Era tot timpul tristă, nu am sunat-o. Nu, se spune că avea telefonul acasă, la unchiul ei. Nu este posibil dacă pe Facebook a apărut mesajul că încerca să o găsiți pe telefonul ei. Cum era telefonul la unchiul ei acasă? Și să răspundă și tot el să întrebe de când ați mai vorbit cu ea. Noi eram prietene cu ea, dar nu așa de apropiate. Noi n-am mai vorbit cu ea de când s-a terminat școala. După ce am aflat că a murit, am rămas toată lumea șocată. Credeam că e o glumă proastă, nici de cum că... Oricum, ceva e straniu, adică să nu găsești o persoană în tot parcul și să o găsești după 2 săptămâni în putrefacție avansată, chiar mi se pare ceva straniu și poliția nu face nimic. Cazul de moarte suspectă a fost preluat de un procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Cauza morții adolescentei nu a fost stabilită până la difuzarea acestei știri.